Salutare, salutare! Săpun decorativ. Ia uitați. L-am dăruit unei prietene, iar mama ei a încercat 5 minute să deschide cutia să scoată peștele. De fapt, este un săpun decorativ cu un pește în el. Este un koi fish. E puțin cam tulbure pentru că absolut totul este natural. La el este din melten pur de al meu, dar voi dacă doriți să-l replicați, puteți să puneți melten pur de cumpărat. Fiind melten pur de al meu, nu este foarte, foarte clar, dar se vede peștele. Iar aici are niște mușchi. Așadar, astăzi o să o fac pentru un alt prieten care este pescar. Și atunci, nu știu de ce mi-a ieșit mie pești verzi, trebuie să iese maron. Așa, asta a ieșit. Pe ăștia o să-i folosim. O să folosesc și o formă de silicon. Și cam atât putem să procedăm la lucru. O să folosesc din nou mușchi. Și o să fac cei doi peștișori. Nu știu dacă mai am cumva și un alt peștișor culoarea asta. Bă. Important este să îi facem pe cei doi. Bun. O să turnăm o bază de câțiva milimetri maronie. Așa. Perfect. O să și pulverizăm. Dacă îmi vedeți forma cu niște albastru pe ea, să știți că este de la alcoolul meu, am folosit alcool sanitar de 70 de grade din ăla albastru pentru că nu am avut alt alcool acasă. Mi-a rămas la atelier alcoolul de cereale și așa că m-am descurcat acum pentru tutorialul vostru cu ce am avut la dispoziție. Ok, acum o să-i punem pe domnișorii ăștia. Că doar n-or fi domnișoare. Așa. Așa fel încât să facă priză. Nu, m-am mai gândit la ceva. Ia să punem noi 2-3 picături de alb, pentru că peștii noștri fiind mai închiși la culoare, se vor vedea foarte greu din păcate. Ok, și cu o scobitoare facem noi niște dungulițe pe aici, așa. Ok. Așa fel încât să creăm un pic de contrast. Perfect. Super! Aici am și niște licheni și niște mușchi. O să punem niște mușchiuleți, așa, să creăm o atmosferă cât mai reală. Ok, și acum punem și peștișorul. Ups! Poc. Ne-a căzut peștișorul nostru în mâl. Ne punem aici un pic de alb, așa fel încât să se și vadă săracul. Haide, fă un pic de poșghiță. Celălalt a reușit să-și facă un pic de poșghiță. Bun. Acum mai punem un picuț de mușchiuleț. Și acum o să ștergem un pic toată nebunia asta de alcool în exces peste. Și o să preparăm prima dată un
săpun transparent, după care o să-i punem o altă nuanță contrastantă. Ok, mi-am topit meltul. Aici am meltul transparent, care numai foarte transparent nu este, dar na, pe ăsta l-am avut, ăsta îl folosim. La revedere, aici avem melt în care o să pun 2-3 picături de albastru. Dar, iarăși, doar să fie o tentă de albastru. Albastru azuriu. Ia uitați. E doar o tentă mică de albastru. Și acum pulverizăm cu alcool. Zgriem un pic suprafața. Așa fel încât să adere foarte bine meltul nostru. Punem din cel transparent câte un pic de albastru. Transparent. Albastru. Până când umplem bine, 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 bine toată forma și peștișorul nostru este acoperit în totalitate. Sper, 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 sper să vedeți. Ok. Bun. Îl lăsăm un pic așa și pulverizăm un pic de alcool peste ca să îi îndepărtăm bulele. Ele vor mai ieși la suprafață. Ok. Și acum să-l lăsăm așa o perioadă ca să se... Ia stați puțin tel. Încercam să-mi dau seama cum aș putea să fac un pic mai multă lumină în așa fel încât să-l și vedeți. Deși este o zi foarte luminoasă, nu, nicio șansă să fie luminată exact partea cu săpunul. Asta e un somn. Da, diferența e fantastică. Ăsta fiind peștele altă culoare, se vede mult, mult mai bine. Cel mai probabil ar fi fost dacă aveam bază albă, toată. Atunci s-ar fi văzut cât de cât. Dar pentru un pește culoarea naturală și dacă vrei să scoți o scenă de genul ăsta, știți foarte bine cei care sunteți pescari că peștele, tocmai asta este ideea, se ascunde în mâl. Și nu poate fi văzut atât de simplu. O să așteptăm o oră, două, să se întărească în totalitate, după care o să îl scoatem și o să vedeți ce a ieșit de aici. Ole! Să sperăm că s-a răcit măcar unul, ca să îl vedeți. Dacă nu s-a răcit, asta este, o să-l mai lăsăm. Nu, că se poate scoate! Yay! Ia uitați! O să îl spăl, cred că, în așa fel încât să se echilibreze foarte fain suprafața. Sau se poate rașcheta efectiv suprafața în așa fel încât să arate așa. Da? Și aici este un mic peștișor închis în căsuța lui. Uh,
Da, nu îmi place foarte tare culoarea, pentru că nu este o culoare contrastantă. Dar, pe ansamblu, este mai mult decât ok. O să-i curățăm și marginile frumos, o să-i curățăm partea de sus. Și cam asta a ieșit. Aici cum, oricum mă așez, nu se vede exact ca în realitate, dar vă asigur că este extrem de fain. Bun, ăsta a fost micul meu tutorial de astăzi. Nu uitați de un like, de o distribuire și mai ales să vă abonați la canalul meu. În felul acesta aveți parte de tutoriale minunate. V-am pupat!